Permiteți-mi să fac referire la finala de Cupa României, disputată sâmbătă, mai ales că a fost primul meci prin care am reușit să marcăm întoarcerea spectatorilor pe stadioanele din România și implicit să transmitem un mesaj extrem de puternic pentru tot sportul românesc. Cu siguranță va rămâne un meci extrem de important, va rămâne în memoria noastră a tuturor, fiindcă este un meci prin care marcăm revenirea pe un traseu care credem noi ne va duce cât mai repede pe un traseu spre o viață cât mai normală. Până la urmă, acesta a fost și gândul pe care l-am avut în momentul în care am avansat această propunere de a putea să permitem spectatorilor să fie prezenți la acest meci. Iarăși ne va rămâne în memoria această finală și ca un meci trăit la intensitate maximă între două echipe care au oferit un spectacol total. Pe de o parte, o echipă care s-a bătut la titlu și pe de altă parte, o fostă campioană a României care, din păcate, a retrogradat în acest sezon. Astfel încât felicitările mele merg către ambele echipe care au oferit acest spectacol total. Următoarele meciuri pe care le vom organiza cu prezența spectatorilor pe stadioane sunt următoarele. Meciul amical al României cu Georgia din 2 iunie, disputat la Ploiești, primul meci al naționalei după o pauză de mai bine de un an și jumătate, finala Cupei României de fotbal feminin, care va fi disputată la Arad în data de 6 iunie, de altfel primul meci cu spectatori de la inaugurarea noului stadion. Urmează după aceea, tot în organizarea Federației Române de Fotbal și, de data aceasta, și UEFA, meciurile din cadrul Euro 2020, unde pentru meciurile din grupă vom avea o prezență de 25%, iar pentru meciul din optimile de finală lucrăm la un scenariu care să permită prezența 45% din capacitatea stadionului. Toate aceste meciuri credem cu tărie că ne vor ajuta să acumulăm experiența necesară astfel încât din iulie, odată cu următorul sezon de la nivelul ligii întâi și apoi cu săptămânile următoare în care vom reuși să debutăm, să reluăm toate competițiile din România, să putem să-i asigurăm pe toți spectatorii că pot reveni pe stadioane în condiții de siguranță. Tot astăzi s-au mai aprobat câteva date importante în ceea ce privește calendarul competițional, fiindcă aflându-ne la final de sezon competițional, am avut o ședință concentrată totodată și pe următorul sezon competițional. Astfel, Cupa României va debuta în data de 28 iulie, faza 1, iar finala va fi organizată pe 19 mai 2022. Liga a treia va debuta în 28 august, iar Liga a doua va începe pe 31 iulie. Supercupa României, care va fi găzduită așa cum ne-am obișnuit până înainte de pandemie, înaintea debutului sezonului competițional de Liga 1, va fi organizată pe data de 10 iulie, cu o săptămână înainte de reluarea Ligii 1. Tot astăzi, la nivelul Comitetului Executiv, ne-am asumat un nou proiect, și anume că ne dorim să aducem cluburile de fotbal cât mai aproape de toți românii, indiferent unde sunt aceștia. De aceea, în 2022, ne propunem să organizăm Supercupa României într-una din țările cu comunități mari de români. Italia, Germania, Spania, Marea Britanie, Statele Unite sau Moldova. Oricare dintre aceste țări poate să reprezinte o opțiune începând cu 2022.